Bine ați venit pe pagina de Facebook. Alături de mine este Marius de la Greenways. Bună seara! Bună, Sandra! Te simți în seara aceasta? Bine, având în vedere că am prestat un joc bun, sunt dezamăgit de a doua repriză, când am tratat jocul, nu l-am tratat de fapt cu seriozitate, am primit 3 goluri, puteam să facem gol averaj azi. În prima repriză s-a terminat destul de bine, nu v-a dat niciun gol, nu au fost nici faze, nu ați lăsat nici fazele să meargă. Da, păi asta am spus, în prima repriză am jucat cum trebuie să joace o echipă, în a doua repriză am jucat mai mult individual și asta ne-a constat, am primit 3 goluri, care zic eu că erau de evitat. Toate astea eu zic că a fost un joc destul de frumos și ați dat destul de multe goluri. Da, mă așteptam să marcă mai mult, sincer. De ce consider că este o echipă slabă? Nu am spus asta, dar am încredere în echipa mea. Asta e un lucru bun. Cum te simți tu în acest campionat? Foarte bine, am spus în toate interviurile, nu suntem învinși până în prezent, sperăm să ținem tot așa și să nu pierdem. Asta e cel mai important. Ce le dorești oamenilor care vor să se înscrie în acest campionat? Să vină, să se distreze, să se recreeze și cam atât. După o zi de muncă, eu zic că asta e recreerea perfectă. Îți mulțumesc și doresc o seară frumoasă. Mulțumesc la fel. Vă așteptăm în continuare pe pagina asta de Facebook și www.ligaprieteniei.com și www.ligaprieteniei.ro. Vă dorim o seară frumoasă!